Salutare, oameni! Bine ați venit pe la episodul 3 din cariera aceasta minunată cu Forest Green. Astăzi începem leasing.com trophy, adică trofeul ăla de liga, de ligi inferioare, de liga 4-a și a 3-a, dacă nu mă înșel, doar astea concurează. O să fie un turneu pe care chiar mi-l doresc în vitrină acolo, un trofeu important pentru mine, cel puțin în primul sezon. Dacă nu reușim acum, aia e! Da, trecută l-am adus pe Galindo, apare un jucător pe care l-am mai avut la cariera cu FC Wimbledon, din câte mi-a zis voi. Eu uitasem, sincer. Dar dracu, nu mai știu ce am făcut ieri, vreți să ții minte ce am făcut în FIFA 16? 16. Din câte știți, lotul nostru suferă în atac pentru că Dărâmi s-a rupt și trebuie să jucăm cu Collins, care e pripasul echipei. Ilie Dumitrescu nu este foarte mulțumit de prestația lui, dar nici n-are alte alternative, din păcate. Meciul cu Colchester însă astăzi, începem cu un meci destul de important. V-am zis, vreau să câștigăm acest trofeu. Trebuie să trecem de Colchester. Data trecută am avut două înfrângeri, însă una cu Liverpool, dar am jucat bine cu Liverpool, ținând cont că n-am avut o lot. Oricum, jucăm cu această echipă, Godwin my life acolo, Doamne, să ne ajute divinitatea dacă echipa nu poate. Începe meciul, Galindo debutează. Ne întoarcem în sfârșit pe Green Arena. Dacă nu mă înșel, în episodul trecut n-am trecut pe acasă. Green Arena e aici, iată ce stadion mirobolant, băieți. În sfârșit, în fața propriilor fani nu ne poate bate nimeni. Așa că hai să mergem peste slăbanii ăștia și să-i doborâm. Să mergem mai departe, Colchester. Cine mă Colchester? Nu știu dacă sunt din liga noastră sau din liga a treia. Dar ce contează? Am bătut pe Luton Town în Carabao Cup, echipă de liga, evident, a treia. Și eu zic că dacă ăștia sunt de liga 3, putem bate, pe cum dracu, dar cred că sunt din liga cu noi. Probabil, habar n-am. Oricum, se duce acolo Jackson. Uite-l pe Jackson, vin cu Collins, frate, vin cu Collins, vin cu pripasul, vezi că se ia, vezi că se ia dacă te atinge. S-a luat deja, că l-a atins, dracu, opa, Winchester, bine, Rosen. Bun, Dawson, Rosen și acum Galindo. Hai, Gullit Gang, Dawson. Mikalski la Bravo, dar Bravo a avut doar un episod bun, atât. Double pass acolo, se duce Pocu. Dar este ciobanul în fața ta, fraiere. Și tot ce întrează că nu face nimic, dar este Godwin, my life. O, trimisul domnului pe pământ, însă iată-l pe Gullit Gang Dawson, cum rezistă la acel duel epic. Se duce acum Mikalski, cel mai rapid om al nostru. Mikalski cu șutul absolut oribil. Cred că a fost și deviat un pic? Probabil că da. Oricum, prind ăștia am avut însă prima fază, primul șut spre poartă. N-a fost cea mai rea ocazie, deși a fost rea. O, ce pas acolo din prima, bine, bravo, Mikalski rezistă, hai mă, ține de minge acolo. Bravo, cel mai tehnic om al nostru, bravo. Pasă către Carl Winchester. Carl Winchester, șut din prima, nu cu stângul Winchester, nu cu stângul. Brown, se duce Brown, dar nu lăsăm pe Brown. Marcăm bine aici, iată, m-a păcălit, am crezut că o întoarce. Centrarea ei direct pe Ioane, care n-a avut un start foarte bun la echipă. Meciul trecut a cam luat goluri. Și-a și gafat Carl Winchester. O, pasă bună lui Winchester, Mikalski. Hai Winchester, hai Winchester. Pasă bine, bă. Hai de acolo, Collins. Finesul peste poartă, mă. Peste poartă, mă, să dai. Aplaudă, Mr. Ilie Dumitrescu. Zice acolo să încerce mai mult pe axul central, că uite că se poate. Și are dreptate. Pe centru trebuie să jucăm. Axul central trebuie să funcționeze ca o mașină bine unsă, băieți. Și, oh, Mikalski, iată ce se întâmplă. Mikalski acolo. S-a dat indicația tehnico-tactică, acolo și este bara din spate, care susține plasa porții, nu-i așa? S-a dus șutul ăsta, bravo, a fost o ocazie mare, o recuperare bună, dar lovește, da, stâlpul din spate. Unde te duci, mă, noble, mă, nu te duci, mă, nicăieri, mă, Pel. Nu, Brown, bă, dar serios, bă, dar serios, că trece acolo și este gol. Probleme în apărare, minutul 47. Evident, ca în Ultimate Team, băieți. Minutul ăsta este cea mai împuțită chestie care există în Ultimate Team și văd că există și aici, evident. Se putea. Iată, scăpat, liber acolo, drip, mamă, bă, deci cum a făcut acolo, bă. Mi-a înnodat mucii. Urât de tot. Trece Brown, decar, se vede, e agil. Godwin, my life, nicio șansă, nici cu puterea Domnului nu putem. Și îi luăm gol fix înainte de pauză, ceea ce nu-mi doream absolut deloc. Avem ceva dezamăgiri în meciul ăsta, Bravo e unul dintre ele, Galindo la fel, va intra Palacios, care a crescut la 58 și cam atât momentan, că nu prea mai am ce să schimb.
Ae. Trebuie să revenim, băieți, de la 1-0. Cu fraier ăla, nu știu ce să zic, lotul nostru cam scârție. Jucăm ofensiv și totuși nu putem avea atacuri bune. N-avem omul de gol. Să va picioarele de când s-a accentat de râmi. Mamă, băi, deci cum e Brown ăsta. Dă-o, dracu de treabă. Rosen acolo respinge. Iisuse Hristoase. Hai cu pasa. Bine, Dawson. Hai de Winchester. Hai, băieții, la atac. Trebuie să revină Dărâm. Fără Dărâm nu putem, aparent. Ne e greu. Fără un jucător care e cel mai slab ca overall din atac. Dracu și joacă cel mai bine. Rosen, ține-i tu acolo. Scapă. Vine din partea cealaltă. Hall însă prinde Ioani. Doamne ferește, jucăm atât de prost, băieți. Atât și atât de prost. Vine acolo. Bună minge. Dawson. Kalski. Bine, bă, băiatule. Hai, Collins. Hai, Collins. Driplează-l pe prost. Bine, Collins. În sfârșit face ceva Collins. Dar pripasul, dă pripasul, o pasă bună, să rupă ritmul acolo, să dea pasă de gol. Nu poate, dracu, că-i pripas. Minge acolo în careu și se anunță. Ai, Ioani! Bine, mă, băiatule, bă, cum a scos-o, bă. Cu piciorul acolo, ocazie mare. Na, ne domină ăștia groaznic. Intra în poartă mingea, scoate Ioani cu piciorul. Bine, Palacios, bravo, mă, tată, încă o pasă bună, Collins. Pasă bună, mă, Kalski! Trage de minge! Imbecilul, bă, imbecilul ăsta fără dărâm e mort în atac. Doamne ferește, degeaba ai viteză dacă ești prost grămadă. Iisuse Hristoase, hai. Hai, că poate. Se anunță fază bună aici, se duce Kalski, fugi, dracu, odată și ține și de minge, mă, du-te, mă, morții, mătii. Bă, ce imbecilitate supremă în atacul meu, mă. Cum dracu s-au găsit, bă, ăștia doi să existe la aceeași echipă? Cum dracu s-au găsit doi pripași? Uite și pe ăștia cum trag de timp, incredibil. Hai, mă, pressing. Cu ăștia trag de timp în apărare? Bă, sigur nu e ultimate team, mă? Ok, o gafează până la urmă. Mai avem un atac, probabil. Un ultim atac, da. Hai că sare, mă, Kalski, să dea cu capul. Sare în scârbă, bă, în scârbă. Jec de jucător, jec de jucător. Nu revine odată de râmi. Să vă demonstreze că e cel mai bun talismanul nostru. Fără el nu putem face nimic, băieți. 1-0 eliminați din leasing.com trophy. Două cupe pică, mai avem FA Cup-ul și mai avem și campionatul. Atât mai avem. Incredibil, ne-au dominat. Au meritat victoria. Că n-ai cu cine. Efectiv, nu ai cu cine. Urmează o simulare cu penultima clasată, băieți, cu Cambridge United, dacă nu mă înșel, da, United. În deplasare au pierdut ultimele 3 meciuri. De ce Presinco să ne dea cu terenul în cap? Nu știu. La cum merge echipa mea în acest moment, Presinco să ne dea cu terenul în cap cei de la Cambridge, mă jur. 3-1 însă. Kalski înscrie 2 goluri, bravo, dă și el gol, însă se rupe Rosen. Bă, dar se poate, bă, un meci fără ceva negativ? Se poate, mă jur că nu e posibil așa ceva. Avem o perioadă atât de proastă. Cât dracu lipsește și ăsta? 7 zile, ratează următorul meci sau următoarele 2 probabil. Another game without a goal for Collins. Păi cred și-o dracula cât e de pripas, bă, deci nu există. Nu există jucător mai imbecil decât ăsta în echipa asta, mă jur. Iar meci cu Colchester. Două meciuri cu Colchester astăzi. Deci ne-a bătut echipă din liga noastră. A, prima clasată chiar în cupă, da. Deci de-aia jucau ei așa bine. Suntem pe 6 momentan, însă la distanță mică de primul loc. Trebuie să-i batem neapărat în campionat, să ne răzbunăm pe cei de la Colchester. Vom juca, să vedem cu cine. Trebuie să ne răzbunăm și avem nevoie de o tactică nouă. Bine, tactica e aceeași, dar avem nevoie de o așezare altfel în teren. Mister Ilie Dumitrescu este foarte nemulțumit cu băieții, așa că l-a pus pe Bravo, atacant, lângă Kalski. Frer intră și evident că este rapița aia imbecilă de Collins, pripasul ăla nenorocit. Mills și McGinley în apărare, avem Shepard Mills. În rest echipa e la fel, Mondal acolo, evident. Și hai să începem, băieți, meciul și sper să câștigăm. Din nou acasă, băieți, după ce ne-am dezamăgit fanii în meciul de cupă din leasing.com. Bine, ce-i drept, leasing.com nu aducea nimic. Adică doar un pic de bani și ea foarte, foarte puțin. Mai mult încurca acolo, dar era o șansă să câștigăm un trofeu în sezonul ăsta. Era o șansă mare, dar avem campionatul, avem FA Cup-ul, bine, în FA Cup o să fie infernal, dar e cea mai grea cupă în care participăm, în cel mai greu turneu, pas acolo, evident. Comley și ne-au ăștia tare din nou, Noble ăsta a jucat foarte bine, Brown ăla însă a fost Dumnezeu pe pământ la ei. Comley, Jackson, adică putem să scoatem mingea dacă e Noble, pasă către Brown, însă scoate Ioani 1-1, dar a fost offside. Și totuși a scos Ioani. Mă, și miram cum dracu de-a scăpat ăla atât de lejer. Dar a fost offside. Dar scoate Ioani. E de apreciat ce a reușit aici, sincer. Chiar dacă
Fost fază ilegală. Wow, bă, ce urât jucați, mă. De jur, intră ăștia atât de urât. Atât de scârbos intră. Luați dracu cartonașe, mă. Ryan Jackson, ăsta a fost stâlpul apărării în meciul de mai devreme. Hai Mondale, hai Mondale, ține bine Mondale acolo, pasă către Carl Winchester. Winchester cu finesul, cred că se ducea destul de bine, dar e corner. E bun și un corner. Poate, poate. Poate, poate. Mingea către Mikulski, da, sigur că poate Mikulski să dea cu capul. Niciodată nu l-am văzut dând cu capul. Hai faza Mondal. Pas acolo, Mills. Hai Mills, Mills cu finesul. E pe lângă, e pe lângă, e pe lângă. Dar mereu în prima repriză, la început ratăm ocazii. Și după aia ne dau ăștia cu terenul în cap. Nu e ok. Trebuie să dăm gol. E greu altfel. Bine, Carl Winchester acolo, ajutat de Dawson. Hai băieții, hai băieții, pase rapide Mondal în Stevenson, mă, să ba picioarele. Mikulski poate să recupereze și el, evident că nu. Evident că-i cer luna de pe cer să recupereze și l-o minge acolo. Opa, bine Mondal, bine Mondal, hai Mondal, hai Mondal, fugi! Fugi, că nici tu nu ești cel mai lent, dar uite pe ăla cât de rapide, mă, dă-o, mă, dracu, și a fost faul până la urmă. N-a fost însă în careu, din păcate, și este carton, carton, Bramal, ia de aici carton, du-te, dracu. Centrăm mingea, Mills bate bine acolo, Frer face preluare pe piept, doar de... pe șut din prima în gâții mătii. Nu vrea nimeni să mă asculte, bă, nu ascultă nimeni de nimic. Final de primă repriză, băieți, din câte se pare, 0-0 într-un meci în care am cam dominat, însă e mult spus dominat când ai șuturi cu Mikulski care se duc cu viteza melcului. Nu știu ce să schimb, mi-a plăcut Frer în meciul ăsta... Însă a cam obosit, vreau să am oameni proaspeți. Intră Bravo acolo și va intra, hai de cam, va intra Collins, n-am ce să fac, trebuie să intre Collins și o să-l pun pe partea dreaptă, poate acolo joacă mai bine, nu știu. Mamă, mamă, ce faceți, mă, băieți, mă, Dawson în sfârșit, care n-a avut o prestație foarte bună în ultima vreme. Și asta nu e prea ok, pasă până lui Mikulski către Mondal, era o pasă simplă, nu vă bucurați. Nu credeți că și-a revenit imbecilul. Uite, Winchester acolo greșește și el o pasă, nu foarte grea. Până la urmă rămâne posesia la noi, pasă bună lui Carl Winchester. Se duce Mikulski, foarte bine Mikulski, pune să dea cu stângul că ți îngroapă echipa. O trimite în divizia 5, deși nu există divizia 5 în jocul ăsta. Băga-mi aș picioarele, băga-mi aș picioarele. Winchester, bravo tată, Collins, Mikulski, Collins, rapid acolo, pasele rapide și încă o dată nu rata, Mikulski gol, mă, aia zic. Aia zic, în sfârșit, pasele rapide, trebuie să iasă, mă, că dacă ies pasele astea, uite ce se întâmplă. Și cu Collins și cu Mikulski, care au fost... Oh, Doamne ferește, oh, nu, nu îmi stricați bucuria, bă, că de când vreau să dau gol. Și stricați voi bucuria cu obiceiurile voastre necreștinești aici. Șutul însă, șutul însă, bun, a fost bun Mikulski, știu că pot să finalizez. Am văzut și după ce ai dat gol, da. Da. Uai, ce pasă. Brown la balon. Nu e bine, nu e bine. Ba, da, mă, Ginley, scoateți, mă, scoate, bă, scoate, bă, 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 bă. Bă, 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 nu, 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 așa, nu, așa, nu, așa. Ui, ce picioare în gât îi bagă lui Ioani. Marș, dracu de... Bă, bă, bă. N-a fost ăla fault. N-a fost ăla fault, arbitru de căcat. Arbitru de căcat că n-a fost ăla fault. Ce fază, bă, ce fază oribilă. Și arbitrii ne fură. Însă axul central a mers fantastic cu pasele alea rapide care au rupt ritmul. Mikulski, dai cu stângul, da gol cu stângul. Doamne, așa ceva eu nu credeam că o să văd, dar e gol. E golul lui Mikulski, dublă astăzi. Îi prindem, greșesc și ei în apărare și îi taxă. Mikulski face 2-0 și ne răzbunăm pe fraierii ăștia după ce ne-au eliminat. Dar poate mai bine așa, ne putem concentra pe campionat, să câștigăm campionatul. Final de meci, oameni buni, reușim să câștigăm, bă. Câștigăm un meci cu ocupanta primului loc. Ne răzbunăm pentru eliminarea din cupă. Și obținem 3 puncte atât de valoroase în cursa pentru titlu. Mikulski, omul meciului fără doar și poate. Collins i-a dat 2 pase de gol. Au mers, au funcționat astăzi. Iată, de când am mutat unul pe stânga, unul celălalt pe stânga, celălalt pe dreapta... A mers bine, a mers foarte bine. În sfârșit, dracu, apărarea a fost fantastică însă meciul ăsta.
Să apreciem apărarea, am dominat și am câștigat. Un alt meci de simulat cu Carsley în campionat, echipă care se află pe locul 21 sau 22, ceva de genul. Oricum sunt slabi, au pierdut ultimele 3 meciuri. În deplasare din nou, data trecută am câștigat. Acum s-ar putea să fie prost rău de tot meci. 4-1, mă! Collins intră și dă dublă, bravo, înscrie și el, mă. Carsley înscrie din nou. În simulări o duceți foarte bine, băieți. Foarte bine. Așa, mă, tată. Încă 3 puncte valoroase. Și am urcat pe locul 3, la un punct de Colchester, de lider. Foarte bine. Opa, data viitoare cu Stevenage, ocupanta locului 4. Încă un meci dificil. Mamă, sunt multe echipe la egalitate acolo. Oricum, după cum știți, data viitoare Stevenage, Salford este echipa care a promovat recent. Dacă nu mă înșel, sunt printre ultimele. Oricum, data viitoare vine scouterul, încă o dată. Să vedem ce dracu ne aduce. Vreau și eu un jucător. Unul măcar să fie cu potențial. Numai să nu fie portar, că l-avem pe Ioani la dracu. Oricum, ne auzim data viitoare, băieți. Să aveți o zi absolut fenomenală. Like, subscribe, share și toate cele. Ne auzim cel probabil mâine.